Primăria Scornicești are pe lista de investiții un proiect realizat în urmă cu 2 ani și pe care speră să-l ducă la bun sfârșit anul acesta. Este vorba despre asfaltarea mai multor drumuri de pământ, o problemă pe care edilul Ion Prioteasa încearcă să o rezolve de mai mult timp. Eu deja am depusă la Ministerul Dezvoltării din 2017 asfaltarea 22 de kilometri de drumuri, dar nu am reușit să obțin fonduri de la PNDL. Doi, și sper că acum în PNDL 3, când s-o deschide, sau până ordonanța aceea 114, să reușesc să reabilitez și eu cei 22 de kilometri de drum de pământ. Proiectul prevede asfaltarea drumurilor de pământ pentru jumătate din satele din Scornicești. Drumurile de pământ le am pe Mărgineni, pe Giurgiului, am pro 3,2 km, am în Negreni 1,4 km, am Teiuș, Șuica, se adună în jur de 12 km. Edilul din Scornicești mai spune că tot pentru anul acesta mai are în plan un proiect important pentru locuitorii orașului. Vrea să aducă gazele în toate satele.